Bine v-am găsit, dragii mei gemeni, pentru o etalare în linii mari despre ceea ce ar putea să vă aducă anul 2024 ca evenimente importante. Gemenii ar putea avea schimbări majore în planul amoros, cât și în planul carierei, așa că să-i dăm bătaie să vedem cam la ce ar trebui să se aștepte gemenii în anul 2024. Evident că o să revin și cu etalări pentru fiecare zodie în parte, bineînțeles și pentru luna ianuarie, dar așa, în linii mari, o să vedem ce zi norocoasă aveți, care ar fi o lună norocoasă. O să vorbim și despre planul iubirii, dar înainte de toate avem și răspunsuri aproape personale la o situație cu care, mă rog, vă confruntați. Dar înainte de toate aș vrea să extrag o carte care ne comunică la ce ar trebui să fie atenți sau ce ar trebui să aibă în vedere pentru anul 2024 gemenii. Ce ar fi bine să ia în calcul gemenii? Ok. Gemenii ar fi imperios necesar să ia în calcul faptul că, sau să conștientizeze, să înțeleagă că tot ceea ce este în trecut ar fi absolut minunat să rămână în trecut, pentru că există o doză foarte mare de negativitate, de toxicitate, de conflicte, de suișuri, de coborâșuri, de suferințe medicale, de există nevoia de a rupe orice fel de legătură energetică cu tot ceea ce s-a întâmplat în trecut și prin tot ceea ce ați trecut voi, gemenii, în trecutul vostru. Cumva, dacă ați putea, de fapt, ghizii spirituali chiar vă sfătuiesc ca un fel de urgență să încercați pe cât posibil să tăiați orice soi de cordon, ghilimele, umbilical, vorba vine, energetic cu trecutul, cu lucruri nesănătoase, cu lucruri îndoielnice, la care probabil v-ați gândit în mod excesiv în toată această ultimă parte a acestui an 2023, să renunțați la orice energie stagnantă, la vechile obiceiuri, și aici vorbesc inclusiv obiceiurile alimentare, atitudini vechi, haine vechi, lucruri vechi adunate, relații vechi. De asta cred că, cel puțin în prima parte a lunii ianuarie, da, chiar prima parte a anului, ar fi foarte bine dacă ați face așa un fel de curățenie generală, atât în casa voastră, biroul vostru, cât și în relațiile voastre, relațiile cu prietenii. Ar fi bine să triați și din prieteni, și din colegi de serviciu, și din membrii familiei extinse, pentru că nu toată lumea este pe aceeași lungime de undă cu voi. Este vorba despre... Aici sunt o grămadă de țări. Poate locuiți acolo, poate mergeți într-o vacanță acolo. China, Persia, Tibet, Grecia, Egipt, dar foarte mult Grecia. Văd, mai avem și județul Argeș și aici eu vă spun absolut tot ceea ce primesc pe cale intuitivă, că nume de orașe, că nume de județe, că în sfârșit poate sunt niște elemente care vă atrag atenția, și un nume care este foarte predominant, Alexandru, Alexandra, persoane care lucrează, de exemplu, care au un job de teren, de exemplu, există varianta să fie promovat sau să se retragă la un birou sau să-și deschidă o relație de tip networking, să zic așa, poate și pe rețelele de, nu știu, de socializare. Foarte multe joburi pe care le primiți în tot ceea ce privește domeniul juridic, sau există niște rezolvări
din punct de vedere juridic, orice are legătură cu rezolvarea unor conflicte în fața unor instanțe de judecată, fie conflicte de muncă, neînțelegeri sau, nu știu, partaj, separare, divorț, etc. Sunteți pe cale și voi, începând cu anul 2024, să scrieți un nou capitol în viața dumneavoastră odată ce hotărâți să puneți capăt, dar definitiv, tuturor conflictelor din trecut, practic să puneți capăt, să ștergeți cu buretele și să o luați de la capăt. Este o nouă etapă în viața dumneavoastră, putea să aveți parte de o mutare importantă, fie cu serviciu, puteți să vă relocați, de exemplu, în altă țară, să fiți promovați și sau un parteneriat. Mă scuzați. Și atunci ar putea să fie nevoie să vă mutați în altă țară sau în alt oraș, un job mai bine plătit, un parteneriat care vă rotunjește veniturile. În orice caz, o să vă găsiți noi talente, noi haruri, noi skill-uri, știți? Sunteți persoane care vă redescoperiți în anul 2024, astfel încât anumiți gemeni posibil să înceapă niște cursuri de formare personală, profesională, să își mute domeniul de activitate, de ce nu, făcând astfel un pas extrem, extrem de important în carieră. Luna a 8-a, deci luna august, este o lună foarte importantă pentru gemeni. O să văd imediat și ce zi, dacă ea este ok. Vizite, drumuri, team building-uri, delegații, poate și în altă țară, că spuneam, cariera joacă un rol foarte important pentru voi. S-ar putea să lucrați în echipă sau să aveți posibilitatea să vă angajați într-un job în care se lucrează în echipă, cu targete, cu comisioane, poate vânzări, poate în sfârșit sunteți comparați, echipele, să zic așa, sunt comparate astfel încât să atrageți atenția șefilor voștri, de exemplu, și să fiți răsplătiți pe măsură. Aveți parte de tot soiul de concursuri, examene, de ce nu... Și, de asemenea, există acea posibilitate să fiți, cum se spune, sunt acele companii de headhunting, știți, de pescuiesc talente, pescuiesc persoane care sunt foarte bune din punct de vedere profesional. S-ar putea ca o companie de recrutare, mulțumesc că mi-ați transmis telepatic, o companie de recrutare să pună ochii pe voi și să vă pună într-un job foarte bine plătit, să zicem așa. S-ar putea să fie nevoie și de anumite compromisuri, practic să vă faceți frate cu naiba ca să treceți puntea. Există varianta aceasta. Odată de 19, de asemenea, odată de 19, extraordinar de importantă, poate să fie și un nou început, că 1 cu 9, 10, 1 cu 0, 1, deci s-ar putea să fie un nou început. Sunteți, vă văd în tot soiul de grupuri, în tot soiul de, cum să vă zic, foarte apreciați și apreciate de echipa voastră, de un grup de prieteni. Sunteți, ieșiți cumva din notorietate, deveniți persoane publice sau deveniți persoane care sunt foarte bine cu statutul lor social, material, aplaudate la cine, vi se recunosc meritele chiar și din punct de vedere bănesc. Veți avea în mare destul de multe interese sau sunt foarte multe persoane care vor fi din ce în ce mai interesate de voi.
le deschideți cumva ochișorii prin puterea exemplului, pentru că, într-adevăr, o să deveniți un exemplu atât acasă cât și în serviciul vostru, doar să fiți foarte atenți, pentru că s-ar putea să acordați mult mai multă atenție serviciului și mai puțin copiilor sau familiei voastre, dacă o aveți, ceea ce nu vă pune chiar într-o lumină bună acasă. Adică trebuie să fie cumva un echilibru, pentru că, sigur, o să aveți destul de multe lucruri de făcut, o să vă simțiți foarte bine în pielea voastră, mai ales că o să și câștigați niște bănuți, o să deveniți foarte echilibrați, echilibrate, doar că, cum să vă spun, asta duce la o petrecere a timpului mai defectuoasă, așa. Știți, cu familia sau cu apropiații, sau uitați de prieteni, sau deveniți așa workaholic sau workaholică. Deveniți foarte populari în anul 2024, dragii mei gemeni, și că vorbeam de planul acesta al iubirii. Haideți să vedem cum stați. Uite că a zburat o carte. Cineva va face un prim pas către voi și vă va declara iubirea sa. Probabil că este o persoană la care nici nu vă așteptați sau nu visați, sau nu știu, aici este vorba despre o persoană care își exprimă clar sentimentele față de voi. Poate să fie un coleg de serviciu. Dacă aveți familie, atunci e un pic mai periculos, pentru că se întrevăd șansele unei relații extraconjugale. Dacă sunteți singuri, atunci lucrurile sunt foarte în regulă, foarte ok, pentru că există posibilitatea ca în anul 2024 să vă găsiți un partener care își, poate acum stă în umbră, este un admirator secret, dar care vă va spune clar, el va face primul pas sau ea, după caz, va face primul pas și va exprima ceea ce simte pentru voi. Poate balanță, gemeni, săgetător, taur, capricorn, leu și rac, poate și pește, că cred că am zis pe toate. Așa. O persoană mai înăltuță decât ea, posibil mai tânără decât el, mai tânăr decât ea. El cu părul deschis, roșcovan, șaten, blonduț, cu ochii căprui, nasul ascuțit, ochii oblici, sau poate așa o privire intensă de amorez, așa. De asta spun că poate să aveți parte de o experiență plină de romantism, de pasiune, de îmbrățișări, de așa mai pe vechi. Poate să fie un soi de persoană generoasă, persoană de modă veche, care îi place foarte mult schimbul de mesaje, de scrisori, de iubire, de dragoste, de îmbrățișări și apoi consumul la nivel intim. Deci, da, cineva se va lansa în afirmații pozitive vis-a-vis de o relație pe care și-o dorește cu voi. Haideți să vedem, poate cine știe, mai avem aici, am zis așa, să semne zodiacale concrete, mă rog, predominante, că spuneam că le-am zis pe toate și chiar vreau să văd mai mult decât am zis. Păi da, poate să fie vărsător, ia să vedem să se vadă, poate să fie zodia vărsătorului, poate să fie scorpion, poate să fie săgetător și aici, bineînțeles, că amintesc și o dragoste la prima vedere, de ce nu, balanță și leu. Este, bineînțeles, și un joc de, cum să zic, de mândrie, de așteptare, cine dă primul, cine sună primul, care cedează primul. E, persoana aceea este primul sau prima care va da un semn. Haideți să vedem dacă avem și o zi norocoasă, în afară de luna pe care am amintit-o, mă scuzați, ziua de marți. O dată de 20, foarte importantă, ziua de marți. Atunci ar putea ca o persoană să deblocheze, să discute. Există și varianta
să cadă un blocaj din punct de vedere emoțional. Practic, gemenii cărora nu ni s-a întâmplat mare lucru sau care au fost certați sau care spuneau că nu mi se mai întâmplă niciodată nimic bun în planul iubirii și care se simt blocați, au toate șansele să se elibereze de acest, scut, să spun, împotriva unor noi relații. Ok, haideți să vedem și inimioarele ce spun. Un mesaj pentru voi. Un mesaj pentru voi, cineva se gândește la voi chiar în momentul în care discutăm, deci ar putea ca pe planul afectiv relațional lucrurile să se precipite puțin. Eu spun de anul 2024, n-ar fi exclus chiar la finalul acestui an sau în aceste zile. Sau poate că persoana respectivă stă în umbră, vă supraveghează, îi place foarte tare de voi, își va exprima adevăratele emoții, sentimente, însă probabil nu, se gândește, cam începe, vă scăldați, atunează terenul, dar în orice caz, în momentul în care noi discutăm, persoana respectivă se gândește la voi. În orice caz, să știți că o să vă luminați, o să aveți o epifanie, asta vă garantez, astfel încât să știți clar că vă iubește. Și aici chiar este un mesaj de dragoste pentru voi în care cineva vă va spune că vă iubește. Indiferent de ce și cum și în ce stare și stadiu vă găsiți, haideți să vedem și un răspuns aproape personal la o situație cu care voi vă confruntați și are legătură sau poate că este proiectat și în anul 2024. Ia să vedem. Reconsiderați o decizie, o acțiune pentru că pentru a avea această abundență emoțională, acest vis care devine realitate și din punct de vedere al bănuților, să știți, și din punct de vedere al emoțiilor. Deci probabil că voi, dacă lăsați, depuneți cumva armele și nu mai luați o hotărâre tranșantă sau nu mai sunteți foarte războinici, așa, sau războinice, pentru că în unele cazuri gemenii au tendința aceasta de a fi războinice mai mult decât, sau războinici mai mult decât este cazul, atunci într-adevăr foarte multe minuni o să se întâmple în viața voastră, în planul jobului și al iubirii. Cam atât, dragii mei gemeni, să aveți un an spectaculos, oricum o să vin în fiecare lună cu informații prețioase. Până atunci vă doresc să aveți o lună decembrie plină de daruri, de miracole, Moș Crăciun să fie darnic cu voi și vă doresc tot binele din lume. Numai bine, aveți grijă de voi, multă sănătate! Pa, pa!